buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți, ne învață înțeleptul Solomon. Omul bun evită conștient cuvinte care ar putea răni sau ofensa, pentru că își dă oarecum seama de suferința care e provocată de cuvintele rostite neatent sau necugetat, precum și de cuvintele malițioase sau răutăcioase. În decursul veacurilor, considerația aceasta a făcut parte din fondul general al bunului simț. Chiar studii recente în psihiatrie scot la iveală că tulburarea pricinuită de cuvinte poate să fie în multe cazuri mult mai mare și paguba mult mai adâncă decât s-ar fi bănuit. Cei care se așează sub paza îngerilor cerului vor primi tărie ca să evite jignirea prin cuvinte și prin fapte. Sunt Andrei Rusu, preot la Biserica Sfântul Dumitru din Chișinău. În această zi pomenim în biserică pe Sfântul Patriarh Toma I al Constantinopolului. Acesta a fost patriarh al Constantinopolului în prima decadă al secolului al VII-lea. Toma mai întâi a fost deacon în Biserica Mare Sfânta Sofia din cetatea Constantinopolului, în vremea patriarhului Ioan al IV-lea Postitorul. După adormirea patriarhului Chiriac în anul 606, Toma a fost ales în scaunul patriarhal în 607, la 3 luni după moartea predecesorului său. Cel mai mult, Toma este amintit pentru reacția sa la prezicerile de nenorociri din Asia Mică, care au apărut în timpul păstoririi sale. În timpul procesiunilor din bisericile din Asia Mică, crucile grele care erau purtate în procesiune au început să se lovească și să se sfarme una de alta, provocând o mare îngrijorare în rândul poporului. Pusnicul Teodor Sicheotul i-a explicat patriarhului Toma că în biserică vor veni vremuri și discordii și dezastre, iar pământul va fi invadat de barbari. După ce a auzit acestea, patriarhul Toma s-a tulburat foarte și a cerut sfântului Teodor să se roage ca sufletul său să fie luat înainte ca prezicerile de rău augur să se adeverească. Patriarhul Toma a adormit în anul 610, înainte să înceapă dezastrele și discordiile. Patriarhul Serghie I, succesorul lui Toma, a căzut în erezia monotelistă. A început războiul cu Persia, care s-a dovedit foarte funest pentru imperiu. Au avut loc devastări în regiuni ortodoxe din Asia Mică. Ierusalimul a căzut în mâinile perșilor și tot aceștia au capturat crucea de viață făcătoare și au dus-o în Persia. Așa cum Sfântul Teodor i-a spus Sfântului Toma, nenorocirile care au fost anunțate în timpul procesiunilor cu cruce au devenit realitate. În această zi, spre lectură biblică, avem un fragment din Evanghelia Sfântului Marcu, capitolul al 8-lea, versetele de la 14 la 17. Zisa Domnul, în vremea aceea, ucenicii au uitat să ia pâine și numai o pâine aveau cu ei în corabie. Și Hristos le-a poruncit zicând, vedeți, păziți-vă de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Și vorbeau între ei zicând, aceasta o zice fiindcă n-avem pâine. Și Iisus înțelegând le-a zis, de ce gândiți că n-aveți pâine? Tot nu înțelegeți, nici nu pricepeți, atât de învârtoșată este inima voastră? Parabolele spuse de Iisus în legătură cu aluatul sunt extrem de importante în viața de credință.
Mulți oameni se plâng că nu au suficientă credință, iar unii chiar se roagă ca să o primească ca dar de la Dumnezeu. Dar Mântuitorul ne învață, prin aceste parabole, cum să ajungem la credința cea adevărată. În versetele de mai sus, vedem că atunci când Mântuitorul se referă la aluat, el se referă la învățătură. Le spune ucenicilor să se ferească de învățătura fariseilor și a lui Irod. De ce? Pentru că aluatul dospește întreaga făină în care este pus. Nu este nevoie decât de puțin aluat și în timp se va dospi toată făina. Aceasta înseamnă că învățătura pe care o primești te transformă. Dacă asculți învățătura fariseilor, atunci vei deveni și tu un fariseu. Discipolii lui Hristos nu înțeleg singura pâine pe care o au cu ei, pâinea Hristos, pentru că viața lor încă este fermentată de lege, adică de aluatul fariseilor. De asemenea, e fermentată și de putere, pentru că prin Irod Hristos la putere se referă, în loc să fie fermentată de Evanghelie. Noi suntem invitați să fermentăm aluatul vieții noastre de Evanghelie, adică de învățătura lui Hristos, și astfel ne vom numi fii ai lui Dumnezeu.